Au furat $8.000, o parte i-au cheltuit, iar alte bancnote le-au ascuns într-o sobă dintr-o gospodărie țărănească. Fără să știe, proprietarul gospodăriei a făcut focul în sobă, iar banii s-au transformat în scrum. Este povestea unui jaf comis de doi băieți de 13 și 16 ani din orașul Ialoveni, care și-au recunoscut vina. Oamenii legii au fost alertați la sfârșitul lunii martie de un bărbat care a anunțat că i-au fost furați banii din casă. De acest lav, Sânduța are 43 de ani și este pastor. El susține că în urmă cu 1 an și jumătate, cei doi minori i-ar mai fi furat din casă 10.000 de euro. Nu că aș vrea ei să fie trași la răspundere, vreau ei să corecteze, dar sigur că pagubele provocate, deci trebuie să le întoarcă. Deocamdată nu se cunoaște ce sumă a fost recuperată din prejudiciu. Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. O parte din bani i-au cheltuit pentru produse alimentare, iar cealaltă parte de bani ar fi ascuns într-o sobă dintr-o gospodărie țărănească. Unul din minori riscă pedeapsa cu amendă, adică în mărime de la 350 unități convenționale până la 650, sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 ore până la 240, sau privațiune de libertate până la 4 ani. Celălalt minor nu poate fi tras la răspundere din motiv că nu are vârstă. Părinții vor fi trași la răspundere.